Măi, și ofofof, bună seara, stimați telespectatori, stimați iubitori de frumos și cântec popular românesc, aici la LTV România, LTV Năvodari, unde soarele sărută marea. Mi se pare corect să fie așa, pentru că numai la Năvodari se sărută soarele cu marea, da? Așa că iată-ne din nou la un firicel cu dor și dragoste de cântec popular românesc, așa cum v-am obișnuit eu pe dumneavoastră, numai că sărirăm de sâmbătă, duminică seara. Sigur că da, duminică seara, toată lumea este acasă, iubitorii mei de frumos și cântec popular se uită la noi, la invitații mei, caz în speță la invitata mea în seara asta. Și de ce nu, de acum încolo ne vom vedea în fiecare duminică de la orele 20-30, așa cum începem în această seară, mereu și continuu, până la orele 10 și jumătate. Mulțumesc conducerii mele, mulțumesc la Vini Secretaru, că mi-a mărit emisiunea, așa că nu mai este cum v-am anunțat data trecută, avem 2 ore de emisiune, deci grație doamnei Lavinia Sicritaru și bineînțeles mulțumesc dumneavoastră, stimați telespectatori, care ați venit cu mesajele nenumărate și în special de pe virtual, care v-ați implicat extraordinar de mult și vă mulțumesc că am înțeles că v-a plăcut, vă place mereu emisiunea, adică brandul meu de firicel cu dor, și de ce nu, vă mulțumesc încă o dată, în special ție, Monica Nicoleta, la București, acolo, și Rurăducu Cristian. Așa că, stimați telespectatori, iată-ne din nou cu dumneavoastră, în casele dumneavoastră, cu muzică frumoasă, muzica aleasă, așa cum v-am obișnuit. Eu nu mă dezic niciodată de ceea ce vă dau acolo spre audiție și spre vizionare, pentru că obligatoriu trebuie să-mi placă și mie ceea ce fac și pe urmă dumneavoastră. În această seară v-a dus ei o colegă de cântec, o prietenă de cântec, o prietena mea, o prietena dumneavoastră de aici din Dobrogea, că știți dumneavoastră cum, având în vedere că mai există câte un cântecel mai nouț, mai fierbinte, așa, noi îl luăm repede să-l dăm aici la Litoral TV pentru dumneavoastră și de ce nu, invitata mea n-a prea mai fost de mult pe aici, pe la mine, pe la Firicel, și am zis eu că în această seară s-o aduc în fața dumneavoastră. Este vorba de acea doime de la mine, așa cum data trecută dumneavoastră știați că o doime cu o doime face sau se face un întreg, așa, e vorba de Chiamiran Chivu, care ne va cânta Dobroge în prima parte și bineînțeles surpriza rămâne în partea a doua. Bună seara, Cameruța, și bine ai revenit la mine în emisiune. Bună seara și bine v-am regăsit și bună seara tuturor telespectatorilor emisiunii dumneavoastră. Vă mulțumesc mult pentru invitație. Am venit cu mare drag, îmi face plăcere să vin mereu la LTV. Mă simt foarte bine aici, sincer vă spun, am spus și data trecută, și îmi face plăcere să revin acolo unde mă simt bine. Da, măi Cameluța, de când noi ne-am văzut multă vreme, a mai trecut multă, n-a trecut așa, dar ce mai făcut tu în timpul ăsta care noi ne văzurăm? Că deși stăm, locuim în Constanța amândoi, ne vedem la un an și 365 de zile, că așa dau cărțile. Așa este, fiecare are treabă. Corect. N-am făcut nimic deosebit, zic eu, am mai fost la spectacole, am mai fost la emisiuni, nimic ieșit din comun pentru un solist. Da. Mișcări de evenimente, ceva ai avut, așa, solicitări, chestii din astea, materiale, ai imprimat ceva, ai pus ceva nou, ai făcut ceva, că avem ceva nou. Avem o piesă turcească, care este relativ nouă, adică am mai cântat-o, dar nu aici, la dumneavoastră, și am o piesă românească, preluată din folclor, așa, Frunzuliță, Bobnăut sau Urâtul din ce-i făcut are, adică fiecare o folosește cu ce titlu vrea, sunt 2 variante de titlu, da. Așa, și sper să placă. Da, mă, Cameluță, dar chestia este că noi începem cu alea românești în prima parte de emisiune și apoi venim surpriză cu celelalte în specialitatea casei, adică de la tine către privitorii noștri de frumos și cânte popular românesc, pentru că muzica ta tătărească place.
Da, eu consider muzica mea și asta dobrogeană românescă. Eu prima dată am cântat muzică dobrogeană românescă și după aceea am cântat muzică tătărească, Da. turcească și, adică Înțelesei. folclor turcesc și tătăresc. Așa Înțelesei. că eu mă simt, specialitatea mea și la dobrogene Și, și. și. Și foarte și. Turcești și tătărești, da. Nu Corect. știu, poate sunt prea modestă. Cameluța, da, tu ești modestă, Da, în ești ghilimele. acolo. Da. Dacă eu zic un oltean la malul mării și zic Gheorghe Luca, adică tu ce vrei să spui mie cu dor de Dobrogea? Dacă eu zic dor de Dobrogea, vreau să zic Chiamiran Chivu alias Cameluța? Da, este o Cam înțeles că piesă. ți este dragă, foarte dragă piesa asta. Mi este dragă, este. Pot să spun că este piesa mea. În folclor nu știu dacă există piesa mea, piesa ta. E o controversă pe tema asta. Sunt, într-adevăr, piese create de către Interpreți, interpreți, da. dar sunt și piese din folclor care aparțin tuturor, zic eu. Da, pentru că folclorul se transmite din gură în gură Așa prin știu viu și eu, grai. dar Da. acum sunt mai multe variante. Eu Da. încă nu știu care este Și cea mai există reală. peste toate cele, mai există și acele tente de intervenție, că e a mea, că e a ta, că e al meu, că e al Da, tău. da. Dar piesa aceasta, deci pot să spun, am linia melodică de la doamna Geta Mocanu Iordache, Geta iar, Mocanu Iordache, te salutăm și pe tine pe da, această o salut cale. și eu pe doamna Geta. Și versurile îi aparțin unei doamne din Suceava, doamna Maria Honceru. Din Suceava? Da. Ia uite ce poet ai găsit la Suceava. Am întrebat și eu colegii, măi, voi la cine faceți Texte, texte? da. Și mi-a spus fiecare, uite, așa, eu fac la... Și mie mi-au plăcut versurile unei colege, pot să spun Salut, chiar numele, Laura Haidău, și ea mi-a Laura Haidău, Laura Haidău, care colega noastră de cântec. mi-e bună prietenă, da, e o Colega noastră fată de cântec. extraordinară. Aha, Și eu am aha. multe colege de cântec, fete extraordinare, Da, pentru că așa da. sunt și eu. Păi cum ești tu Și cine normal se că o fi. aseamănă, se Da, adună. mi se pare corect. V-am spus de la început că sunt modestă. Da. Bine, și frumoasă e lunga cu flori asta, ce zici tu cu piesa asta? Păi și asta e o piesă frumoasă, piesa asta o am de la doamna Florea Tănăsescu, dânsa mea Dăruit-o. mi-a dăruit-o și o cântă și dânsa, nu-i nicio problemă, deci și când am început eu, am reînceput să cânt de fapt am reînceput în 98 și în 2003 când m-am întâlnit cu doamna Florea Tănăsescu la un festival, doar ce începusem eu cu muzică populară, cu spectacole, cu Cerbul de Aur, cu doamna Elize când mă invitase la Cerbul așa și dânsa zice, uite, dacă tu n-ai repertoriu deocamdată, uite, eu îți dau trei piese și într-adevăr îi mulțumesc pe această cale și Frumos. eu nu uit Ce niciodată bine. când Ce cineva îmi face un bine, dar și un rău. Dar ăla rău care mi-l face, am început să uit, să știți. Zic că poate a avut o zi mai proastă, poate, știu eu, s-a întâmplat, poate n-a vrut, poate încep să găsesc că așa este bine. Dar când cineva îmi face un bine, caut tot timpul să-i fiu recunoscător, atât cât pot. Stimații telespectatori, ce frumos să zise Cameluța cu nu uită și recunoscătoare, pentru că să știți că la noi în Breaslă nu suntem tendențiori, dar vreau să spun că se poartă, că uită de unde au plecat, când se văd ajunși acolo sus, uită pe unde au trecut, uită cine a ajutat și multe chestii. Uite la Cameluța Chivu, se întâmplă invers. Ea știe, ea mulțumește și o felicit cu această problemă. Poate uneori uit fără să vreau să menționez anumite persoane care m-au ajutat, Dar în dar inima ta există. da, și după emisiune zic, aoleu, da, am uitat să spun de... Și chiar sincer am uitat, dar cu altă ocazie încerc să amintesc de cei care am uitat, adică la emisiunea anterioară. Cameluța, ce să spunem? Pe timpul de o oră și 60 de minute sau o oră și o oră, te rog frumos să-ți amintești tot ce vrei tu, cum vrei tu și când îți vine ideea să o fructifici aici, pentru că ești la firicel cu dor de cântec Numai că românesc. eu trebuie să, scuze, trebuie să gândesc de mai multe ori și după aia să vorbesc, că uneori Bine, doar vorbesc și asta se aplică, mă da, mai ia, gafez așa, mai scap câte asta e o... din punctul tău de vedere strategic și faci bine Dar că aici se mă simt ca întâmplă. la prieten și așa Mi că se pare corect, da, mi se pare corect, chiar o să mă da. scuzați dacă...
Deci, stimați privitori și iubitori de frumos și cântec popular românesc, dacă zicem Dor de Dobrogea, zicem Chiamirean Chivu și ne cânte nouă Cameluța, Dor de Dobrogea și frumoase lunga cu flori, că mi se pare corect că e în plină vară, e lungă cu flori, sunt parcuri cu flori și. Chiamirean Chivu pentru dumneavoastră. Mult mi-e drag și mi-e dor când în lume scălător să văd pescăruși în zbor în Dobrogea mea. Mult mi-e drag și aș vrea să merg iar cu lutca mea până jos la Cherhana în Dobrogea mea. Că oriunde m-aș afla mai ram diri-ra-ri-ra-ri-ra, dorul aleargă în Dobrogea mai ram diri-ra-ri-ra. Doar în Dobrogea frumoasă ram diri-ra-ri-ra-ri-ra, eu pot spune că s-a acasă ram diri-ra-ri-ra. Pe deal virodin și livezile înflorind, Dunărea mândră curgând în Dobrogea mea. Papurand vânt coșnind, pești argintii sărind, pe măcinturi me păscând în Dobrogea mea. Case cu prispele unse ram diri-ra-ri-ra-ri-ra, sub răchite mare ascunse ram diri-ra-ri-ra. Cuptorașele de vară ram diri-ra-ri-ra-ri-ra, mirosul de fum pe seară ram diri-ra-ri-ra. Doar aici eu găsesc pe toți cei care iubesc, pe pământul strămoșesc în Dobrogea mea. Tot aici mi-am găsit pe bădița-l meu iubit și căsuță ne-am clădit în Dobrogea mea. Una-i marea mea cea neagră, ram diri-ra-ri-ra-ri-ra, și Dobrogea mea cea dragă, ram diri-ra-ri-ra. Unde ar fi în lumea largă, ram diri-ra-ri-ra-ri-ra, dorul tot aici aleargă, ram diri-ra-ri-ra. Hai, 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 ce frumos cântă Cameluța, măi, 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 și of, of, of. Mulțumesc. Felicitări, Cameluța. Mulțumesc. Frumos, frumos.
Deci, stimați telespectatori, nativul lui Chiamiran Chivu se vede, se simte și de ce nu, deja v-ați obișnuit cu el, pentru că este și ea, nu se dezice de ceea ce a învățat, ceea ce este drag să aducă către inimile dumneavoastră de telespectatori și, bineînțeles, de ascultători atunci când ea cântă pe media de radio. Așa că... Cameruța, avem foarte, foarte mulți fani, să știi, la Firicelul cu Dor. Mă bucur. Avem foarte mulți prieteni de data trecută și trebuie să salutăm, că tu știi că telefoanele o să vină, o să curgă și o să vină cu părerile, știi tu, jumătățile cu jumătățile, fac întregurile și tu știi, practic, nu? Sigur că da, părerile trebuie să fie și pro și contra și bune și mai puțin bune. Fiecare are părerea lui, o respectăm. Asta e. Da. Haideți să ne salutăm noi întâi și întâi telespectatorii noștri de la capătul firului. În primul rând aș vrea să-mi salut oltenii mei. Am și eu boală oltean. Oltean, mă dau ție voie, deși trebuia pe tine să te pun întâi salut, dar salut tu pe urmă, da? Sigur că da. Așa, salut pe domnul Costel Tudoroiu, un oltean aici la Constanța. Salut pe domnul primar Nicolae Matei, care este cel mai gospodar, cel mai oltean aici la Năvodar, și dea Dumnezeu sănătate și cu Firicelul cu Dor, domnul primar, multă, multă sănătate vă dorim de aici, de la LTV. Și apoi avem la Constanța pe doamna Maria și Marin Brabete, care se uită la noi de când a luat ființă LTV-ul și Firicelul meu cu Dor, și vă mulțumesc că existați. Apoi avem să salut pe Veta cu poșeta acasă. Vetuța, te salută Gigilică pe tine și multă, multă sănătate, și la colegele tare de la servici, la domnul Ableț, multă, multă sănătate, că o să-l salute și Cameluța, pentru că mi se pare corect. De asemenea, salut pe domnul Izet de la Valul Traian, care este un prieten al meu și un om de foarte, foarte mare, mare calitate. Domnul Izet, multă sănătate și vizionare plăcut aici la LTV România, la Firicelul meu cu Dor, de cântec românesc. Apoi salutăm în Spania, acolo, pe Lilica Dimaș, de ce nu, la Londra, pe tine, Diana Perides, că te uiți mereu la noi, și pe tine și pe Alexuțu. Vă mulțumim că existați, stimați telespectatori, acolo departe, și ne urmăriți. Și m-am convins de chestia asta prin mesajele care dumneavoastră mi le-ați trimis și ni le-ați trimis pe adresa Litoralului TV. De asemenea, Zaharoasu, acolo în Cipru, te salutăm și pe tine și multă, multă sănătate. După care venim la Zanfrica, acolo la Italia, și la Romică. Bună seara, bună seara acolo la voi și vizionare plăcută, copilaj. După care mergem direct acolo la București, la tine, Ștefănițo, pe strada Litoralului, numărul Secretariat, acolo o să salutăm și pe Monica Nicoleta. Dar la Ștefănița avem pe Octavian, pe Felicia, pe Marius și pe Monica Gigi Costache. Vă salut pe toți. La Marincata, acolo la Maramure, și de asemenea la Claudița Marian, la Bistrița, acolo unde ea se uită la noi, la Magdalena, la Gherla, la Eva, la Neasândel, apoi la Oltenia, acolo unde sunt mulți olteni care se uită la mine, de la Slatina, la tine Ispito, acolo, nu comenturesc cazul, că te uiți la noi, și multă sănătate și audiție plăcută, e vorba de Claudiția Popa. Așa că la Alexandra, este o colegă de cântec de-a noastră, Alexandra Voicu. După care venim din nou la București, la Elena Cotiga, acolo salut așa, și Tania Arpășanu, și pentru fata ta, Tania, pentru Alina, care am primit mai alaltă ieri sau ieri 29 de ani, încă o dată la mulți ani de la Litoralul meu TV de aici, de la Firicelul cu Dor, multă, multă sănătate. Mergem la Buzeu, la Firicelul de Floare Rară, la tine, Firicel de Floare Rară, DJ-ița mea de la Glas de Dor, Glas de Frumos de acolo, de pe online, Ela Hornea, bună seara la tine, la Mânduța, la Andreea și, bineînțeles, la Dănuț Hornea. După care mergem, unde mergem, la Galați, acolo, la toți gălățenii, inclusiv la familia Buzdugă și, bineînțeles, Tudorița Luca și Neamitică Luca și, bineînțeles, Aurică Totolici și colegul meu de cânte cu Mitrița Velicu. Și mai venim la Constanța aici, unde mai avem colega mea de cânte, Gabriela Zaval. Sănătate multă, Ionela Maricaș, așa, sunt cântătoare care cu timpul vor veni și ele aici în platoul emisiunii noastre. Așa că salutăm aici la Constanța și pe Feli Oancea. Feli, Dor cu Dor, când se adună, dau o dragoste nebună, motou îți aparține. Așa că mai salută și tu, te rog frumos, Cameruța, pe cine vrei tu.
Să văd dacă te-ați aminte. Vreau să-l salut pe soțul meu. Da. Și eu vă salut, domnul Ștefan, vă salut Chivu. Și eu. Vreau să salut locuitorii comunei Gârliciu, pe socrii mei, pe toate rudele soțului meu, pe toți consătenii comunei Gârliciu, așa cum am mai spus. Vreau să salut locuitorii cartierului Palazul Mare, acolo unde am crescut, m-am născut și am crescut eu. Da? Da, sigur că da. Și vreau să salut pe toată lumea care se uită la emisiune. Hai să salutăm și familia Mustafa, că se uită la noi. Sigur și face că mare da, eu mă cam grăbesc așa și mie că o să omit și pe mai bine spun și pe decât, toată lumea așa, da? Și eu mai bine. Da. Și chiar salut pe toată lumea care se uită la emisiune. Hei, Cameluța, pentru că îmi pusești puțin punctul pe I, salutarăm noi la cap de linie acolo. Și pe Nea Tăsică Bașdechi îl salut, că i-am spus înainte de emisiune că o să-l salut. Da, și pe domnul Ableț. Și pe domnul Ableț, că este unchiul meu. Așa, unchiul și pe doamna Osman, că este mătușa mea. Așa, știți? Așa, da? Doamna Osman. Și pe părinții mei, Ustun și Necidar Maxud. Și pe toată lumea. Da, pe toată lumea, da. Da, tu pusești punctul pe acolo, cu Palazul Mare, că tu vii cu cântecul, unde învățați tu cântecul popular? Că data trecută mi se pare că te întrebai de data trecută, parcă? Păi cântecul popular de la mama l-am învățat. De la mama. Mama cânta? Cânta în casă. Dar unde și... cânta? La Palazul Mare? Unde ai crescut tu? La Palazul Mare, da. Și ne-am mutat după aceea, când eram eu la vreo... Deci am intrat în clasa noua de liceu, atunci ne-am mutat de acolo. Și cântecul popular îl luași de la... De la țară, luași de pe prispă, luași păi din nu, pridvor. Că Palazul Mare nu este țară. Este un cartier. Palazul Mare este al nostru de lângă Constanța? Sigur că da, este un cartier, la, cartier de periferie al orașului. Da. Și mai nou este un cartier așa cu... Da. Știți cum. Stimații telespectatori, Cameluța, vreau să vă spun că n-a vrut ea să zică urâtul din ce ai făcut, că nu-i place termenul ăsta, cuvântul ăsta, urât, și zice frunză verde bobnăuț și ne mai cântă ea nouă fedeleșul ăsta care este un joc dobrogean, nu, Cameluța? Da, este un joc care se joacă și în Dobrogea și în Muntenia. Așa am citit eu. Da, se joacă peste tot, cine știe să-l joace. Zice că specific Munteniei și Dobrogei, da, probabil că peste tot. Deci ne cântă nouă Cameluța, frunză verde bobnăud și fedeleșul. Da, cu drag. Ce-ai făcut? Vino mult acum, vino mult acum. Frunza verde bobnău, urâtul din ce-ai făcut? Vino mult acum, vino mult acum. Zice una așa, păi tace, vezi urâtul așa se face. Ia uzi, hei! Și mai zice și se împruntă, vezi urâtul așa se uită. Ia uzi, zice două, ia ca și dragoste nouă. Ia uzi, hei! Și mai zice și zâmbește și frumosul se lipește. Ia uzi, ia.
măicuț să nu mă sili, ca să iau pe cine o fi. Vreau un om cinstit, ca pomul înflorit. Măicuț să nu mă sili, ca să iau pe cine o fi. Vreau un om cinstit, ca pomul înflorit. Și cu el când o-i pleca să-l florească ulița, i-auzi, 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 hei! Ulița și întreg satul, că de treabă-mi-e bărbatul, i-auzi, 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 i-auzi. Și cu el când o-i pleca să-l florească ulița, i-auzi, 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 hei! Ulița și întreg satul, că de treabă-mi-e bărbatul, i-auzi, 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 i-auzi. Frunză verde de măciuiești, la 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 la, hai veniți la fedelești, tra la 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 la, fete mândre și flăcăi, la 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 la, să jucăm ca pe la noi, la 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 la, fete mândre și flăcăi, la 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 la, să jucăm ca pe la noi, la 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 la. Fedeleșul roată, roată, la 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 la, chiuiți flăcăi odată, la 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 la, învârtiți sărbac cu foc, la 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 la, să aveți la iubit noroc, la 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 la, învârtiți sărbac cu foc, la 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 la, să aveți la iubit noroc, la 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 la. Cine joacă fedeleșul, la 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 la, nu-l ocolește norocul, la 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 la, fedeleșul învârtit, la 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 la, multe fete-a logodit, la 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 la, fedeleșul învârtit, la 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 la, multe fete-a logodit, la 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 la. Prinde mânecă de mână, la 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 la, că aștept de o săptămână, la 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 la, să mă joci la mine în sat, la 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 la, jocul din bătrân lăsat, la 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 la, să mă joci la mine în sat, la 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 la, jocul din bătrân lăsat, la 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 la. Frunză verde de măcești, la 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 la, haideți toți la fedeleși, la 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 la, fete mândre și flăcăi, la 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 la, să jucăm ca pe la noi, la 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 la, fete mândre și flăcăi, la 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 la, să jucăm ca pe la noi, la 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 la. Sigur că da, este și există Chiamiran Chivu, alias Cameluța, noastră, pentru dumneavoastră, stimați privitori și iubitori de frumos și cântec popular românesc. Cameluța, uitai să salut la năvodare aici, familia Modruș, Steluța Modruș, pe Mădălina Modruș, care este un produs artistic al meu, săptămâna viitoare o să fie aici. Da, o știu și așa, o salut și eu pe Mădălina, așa, ne-am întâlnit pe Modruș și pe Leo. Și mai am de salutat pe domnișoara economist de oltean de meserie, domnișoara Danielita de aici, de la Năvodari, și bineînțeles pe doamna Nelly cu doi de L și un Y de la Cocoșu, de acolo se uite la noi acum și se uite la firicelul nostru. Zisești frumos cu urâtul ăla, dar întrebare la mine, răspuns la tine, dar întâi să vorbesc cu telespectatorii noștri. Stimați telespectatori, ați văzut dumneavoastră câtă creionare a avut frumosul cu urâtul, câtă îmbinare artistică fu în acel cântec acolo cu urâtul, cu frumosul. Cameluța, stai să ne înțelegem bine, ăștia care nu vorbesc sunt urâți? Sunt muți, adică nu vorbesc, de tragi vorba cu cleștele, sunt urâți. Așa spune în cântec, dar și dacă cântecul vorbește prea mult, parcă... Acum depinde și ce vorbește. Da. Dar dacă te cicălește într-una așa... Da.
Așa. Oricum, omul vorbăreț e un om plăcut de obicei. Și dacă vorbește și frumos și dacă vorbește și lucruri frumoase, cu atât mai dar plăcut. Dar tu știi că sunt oameni urâți care la rândul lor sunt frumoși? Să și eu. Păi, știți cum e? Nu-i frumos ce e frumos, e frumos ce îmi place mie. Eu cred în chestia asta și nu... Corect, mi se da. Pare corect. Sunt oameni frumoși care poate ție nu ți se par frumoși. Dar ei sunt frumoși. Dar da, frumoși, dar îmi plăcu acolo, Cameluța, îmi plăcu acolo la tine că să nu te dea mama după așa... La mine, dar nu sunt versurile făcute de mine. Eu am preluat cântecul. Da, da, să potrivii pentru că ești pretențioasă. Fusești pretențioasă tu, că dacă nu erai pretențioasă, nu luai versurile, nu le luai, nu le acceptai. Îmi place cântecul și ca linie melodică și ca versuri, ca text. Da, îmi place. Bună seara, bună seara, sunteți aici cu Firicel, cu Dor de Cântec Românesc și Cameruța, alias Camera în Chivu. Bună seara! Bună seara, bună seara! Cine este acolo? Adriana. Da. Vă felicit pentru minunata invitată pe care o aveți. Am mai văzut-o la dumneavoastră, Adriana. Da, Adriana, depărtează-te puțin de televizor sau oprește-l mai încet și se auzi în telefon acolo. Este o drăguță, are o voce minunată. Dar nu e așa că e frumoasă, e frumoasă. Vă așa. Mulțumesc, splendidă. Mă bucur că vă place. Splendidă, da, îmi place și repertoriul care îl are. Și vă felicit pentru minunatele emisiuni și minunații invitați pe care îi aveți, domnul Gheorghe Luca. Mulțumesc. Și pentru dumneavoastră, la fel, și dumneavoastră faceți parte dintre acești minunați interpreți. Mulțumesc, Adriana, mulțumesc de telefon și... O seară plăcută, vă doresc și vă ascult cu plăcere. Mulțumim, să rămână, mulțumim. Deci, fu Adriana de la Gherla, în județul Cluj. Deci, ea se uită la noi. Mulțumesc, Adriana, și pentru mesajele care mi le dai mereu, mereu, pe virtual, acolo și. Și așa că acolo în cântecul tău fu îmbinare de util cu plăcut, Cameluța, pentru că frumosul și urâtul, ei sunt întotdeauna incompatibili, pentru că frumosul rămâne tot frumos și te place la toți, așa. Tu l-ai ales, dar tot ai ascultat ce a zis mama până la urmă? Nu, eu nu prea ascult de nimeni, decât de mine. Bună seara, bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara, de când vă așteptam de 3 săptămâni, să rog. Păi, stați puțin, da, stați puțin că am fost ocupată săptămâna trecută. Știu. Participând la un festival internațional de folclor, care pur și simplu s-a desfășurat atipic. În ce sens? În sensul că juriul nu a stat la o masă anume, într-o sală anume, ci a mers în cele 4-5 locații ale festivalului și aici am vrut să ajung. Dansatorii, cântătorii, ca să vă folosesc o noțiune a dumneavoastră, au fost în inima, în sânul acelora care au fost la spectacol. Adică între oameni, între dobrogeni. Da. Așa, asta este un lucru extraordinar care l-am admirat deopotrivă. Eu vreau să o felicit pe doamna pe doamna Camelia, să-i zicem așa, Cameluța, sau cum e mai precis. Ziceți Cameluța, Cameluța, doamna așa. Băierița, Cameluța. Așa. Care, numai departe de acum câteva minute, cânta pe un alt canal. Da, și cânta frumos, vă zic și eu. Frumosul costum albastru, dar nu spunem canalul, că dumneavoastră el știe, nu, într-o nu emisiune spune. De divertisment. Da, da. Așa, cânta în turcește. Da. Ce vreau eu să spun? Vreau să spun că domnia sa, într-adevăr, îmbină, deci face un lucru nemaipomenit, în sensul că atât faptul că ne cântă dobrogea noastră și etnia domniei sale, e un lucru extraordinar care puțină lume poate să-l facă. Și le cântă bine, bine, foarte bine pe amândouă, doamna Brăița. Doamna Chiamuran. Da, vă ascult. Așa, doamna Chiamuran, trebuie să admiteți un lucru. Trebuie să admiteți un lucru. Faptul că Dumnezeu, sau cum vreți dumneavoastră, Allah v-a dat această menire, duceți-o până la adânci bătrâneți. Pentru că asta îmi doresc. Da, asta faceți un lucru nemaipomenit.
faceți un lucru nemaipomenit. Căutați și căutatul a fost în chiar cântecul care l-ați fredonat, l-ați interpretat adineaur, Fedeleșu. Știți ce este Fedeleșu? Este un joc care se desfășoară, se desfășura mai precis, acum s-a cam uitat, deci ocupându-mă de tradiție știu treaba aceasta, deci Fedeleșu e un joc care se desfășura joia. Joia, în săptămâna nunții, când se așeza bradul mirelui și al miresei. Atunci băieții îl chemau fetele la acea sârbă, de fapt era tot o, ca să-i zic eu așa, o geampara, dar în sfârșit să-i zice în sârbă. Și faptul că dumneavoastră ați spus așa, că l-ați întâlnit și în Dobrogea și în Muntenia, păi să nu uităm de transfumanța din secolul XIX, 1877, adică așa, venirea muntenilor înspre Dobrogea și de aici îmbinarea. Același lucru pot să-l spun și despre geampara, jocul românesc îmbinat cu pașii dumneavoastră turcești. Deci să nu vă faceți problemă niciodată, îmbinați-le că le faceți atât de bine, încât noi, cei care ascultăm, într-adevăr ne ungeți la inimă cu adevărat. Deci nu numai figurat, ci și la propriu. Da. Vă mulțumesc mult de tot pentru frumoasele cuvinte care ne le-ați adresat. Iar domnul Luca, să nu uite întotdeauna că noi să nu uite că noi suntem pe fază. De ce spun treaba aceasta? Aseară nu ați fost, dar v-am urmărit în seara aceasta. Corect. Și vă urmăm. Corect. Vă urmărim tot timpul. Da, pentru că ce faceți dumneavoastră s-a văzut în emisiuni și s-a văzut chiar în interpreții care i-ați trimis acolo, la festival. Să nu uităm de un prieten al dumneavoastră, Ion Ioniță, să nu uităm de Victoria Vlase. Da. Toți vă salută și vă îndrăgesc. Da. O aștept și vă pe Victoria Vlase, o aștept și pe ea, îi aștept pe toți în fericire la ei. Continuați, continuați și iar continuați. Sărut o seară mulțumim. Liniștită. Sărut una, mulțumim. Vă mulțumim, bună seara. Deci a fost doamna Siminica Boierița, care data trecută, stimați telespectatori, am ținut eu locul, ați văzut că am avut-o pe Cristina Gheorghiu și am vorbit eu în locul doamna Boierița Siminica. Vă amintiți că v-am zis eu că în locul criticului Boierița Siminica sunt eu și am fost eu, dar nu mai căm de data aceasta, eu trebuie să mai cânt și eu ceva către dumneavoastră și o să cânt și eu și măicuța s-a rugat, Doamne să-mi dai un băiat, mi-a dat băiatul, n-am prea avut parte de el pentru că el există unde există, dar mi l-a dat să fie sănătos și ce e omul pe pământ, două cântece frumoase, frumoase de la mine pentru dumneavoastră și bineînțeles și de la cameluța pentru dumneavoastră, așa, dar și de la firicelul de floare rare de la Buzău către toți ascultătorii mei de pe online acolo care sunt și se uite și acum la mine, Gheorghe Luca pentru dumneavoastră. Și măicuța s-a rugat, mă, Doamne, să-mi dai un băiat, mă, să rămână în urma mea, să se bucure și ea, of, câte zile mai avea, mă. Că și ea s-a chinuit cu mine până m-a crescut, of, că așa-i mama pe pământ, mă. Măicuța mea, am să scriu, mă, eu acasă când am să viu, mă, când o înflori floarea întâi, veni măicuța mea trei, eu mândruța și puiulei, mă. Că e al nostru lăstărel și-al matale nepoțel, of, să-i mamă grijă de el, mă. Thank you.
și de n-am să pot să vin, mă. Mamă, până la Severin, mă. Să știi că am un copil ca un fir de trandafir, of, și de dragul lui suspin, mă. Firicel din mândră floare, ce-am cules-o din cărare, într-o zi frumoasă de vară. Trandafire frumos rotat, măi, că ce mult l-am așteptat, măi. S-am și eu urmaș pe lume, să nu râdă nimeni de mine, of, că-mi fac mea mult de rușine. S-am pentru cine munci, iar când o îmbătrâni, of, să-i văd cine mă griji, măi. Ce e omul pe pământ, măi, mă? Ce omul pe pământ, măi? Frunze bătute de vânt, măi. O bate vântul și-o duce, nu se știe unde ajunge, măi, mă. Ori în apă, ori pe foc, ca omul fără noroc, mă. Doamne, nu știu ce să fac, măi, cu trei lucruri nu mă-mpac, măi, mă. Nu mă-mpac, nu le-nțeleg, măi, dar cu ele mă petrec, măi. Boala bătrâneția, moartea, astea trei dușmănesc viața, măi, măi. Nu ne lasă să o trăim așa cum toți ne-o dorim, măi. Boala-i dușman sănătății, bătrânețe al tinereții, măi, măi. Tinereții, frumuseții, moartea pune capăt vieții. Doamne, ia-le toate trei și du-le pe unde vrei, măi, mă. Du-le în munții de piatră, de noi să nu ne mai vadă. Să ne lase să trăim și mereu tineri să fim, măi, mă. Că nimic nu e mai scump decât tânăr pe pământ, mă. Felicitări! Sigur că da, am fost eu pentru dumneavoastră. Ce ai, Cameruța? Felicitări! Da. Îți plăcură cântecele mele? Da, da, fac toate cântecele dumneavoastră, v-am mai spus. Da, este. Este pentru și că... Și cum le interpretați? Și cântecele, dar și interpretul. Da, da, și interpretul, da, da, da. Cameruța, da. Cântecul popular ne ține pe noi, pe interpreți,
cel puțin care îl cântăm și îl dăruim celor ce ne ascultăm. Cântecul popular face parte din noi, aș putea spune și mă repet iarăși, din noi ca națiune de români, pentru că românul s-a născut cu al lui cântec popular. Așa dacă este. O luăm așa genealogic. Da. Și ca atare, deci, ce să spun, cântec popular ne ține, cântec popular ne ține tineri, da? Așa că și dacă suntem capabili să-l asimilăm pe cântecul popular, ne și hrănim cu el. Este? Așa este. Corect. Dar tu, Cameluța, ia spune-mi tu mie, tu cântai de când erai mică. Da, de la 3-4 ani, cred. Uh-huh, uh-huh. Pentru că, așa cum am mai spus... Tu ți-amintești primul tău cântec care a fost, care l-ai cântat tu prima dată și prima dată? Hai, amintește-ți. Prima dată și prima dată, cred că am cântat cântece din astea, copilărești. Înfloresc grădinile, cerui ca oglinda. Are mama o fetiță, de exemplu. Are mama o fetiță? Are mama o fetiță, cât un ghemotoc. Veselă și hărnicuță cu mințică foc. Și la școală și acasă e mereu în zor. Fata mamii e voioasă și de ajutor. Și Cameluța, multe, acul harnic mititel. Cameluța și... știe, Cameluța știe. Cameluța, idolul tău în muzica populară cine a fost? Spre exemplu, când ai auzit cântecul popular prima dată, pe cine ai auzit tu și cine îți place ție cel mai mult? Prima dată, deci doamna Irina Loghin. Mama cânta cântecele Irinei Loghin, uh-huh. Așa, și eu de la mama le învățam. Da? Da, mică fiind, 5, 6, 7 ani, știu eu. Păi da. Bine. Și după aceea, când am început cu concursurile școlare, pentru că, cred că am mai spus, poate și la dumneavoastră și la alte emisiuni, se cerea Dobrogea, pentru că suntem dobrogeni. Obligatoriu. Și am, idolul meu a fost doamna Elena Roizen, Dumnezeu să o odihnească în pace. Da. Așa? Florea Tănăsescu este, și acum îmi este idol și așa. Mm-hmm. Natalia Șerbănescu, Marica Pitu, deci eu am mai mulți idoli. Am înțeles. Dar primul idol, deci doamna Irina Loghin. Așa. Da. Ei, Cameluța, acum să vezi-o, acum e atunci și atunci este acum, pentru că eu vreau să fac o dedicație lui vecină mea, Mefa și lui Cucă. Mefa și Cucă, în seara asta băgai pe Cameluța, pe Chiamiran Chivu, în concurs cu Nici o boală nu-i mai grea, pentru că se și nimeri, am impresia bine, pentru că i-a plăcut Irina Loghin, place Irina Loghin și, de ce nu, Chiamiran Chivu, alias Cameluța, este nativă pe cântecul popular românesc, așa că o să ascultăm noi în seara asta pentru voi, ne cântă nouă Cameluța așa, acolo pe canapea, ca la așezătoare, Nici o boală nu-i mai grea ca dorul și dragostea. Ca să vă amintiți voi, mei copii, când erați voi atunci la început de drum, și acum sunteți tot la fel, că când vă vede omul tot unul de altul legat și, dar vă scârpinați voi așa în cap și făceați și cântați Nici o boală nu-i mai grea ca dorul și dragostea. Ce ziceți voi, copilași, să vă cânte Cameluța Chivu pe cântecul ăsta? Să știți că vi-l cântă, că știe, da. Cameluța, ia vredonează tu nouă ăsta Nici o boală nu-i mai grea, cât știi tu atât, nu e obligatoriu tot. Da, cât știu cât eu și dacă mă încurc la versuri, mă ajutați. Te ajut și eu, dar nu cer... Dacă am emoții. Emoții n-ai, că emoții ți le lua eu. Mai multe emoții deci, am acum nu, decât nu, prima nu, dată când nu, am fost. Nu, emoțiile sunt la Cucă și la Mefa. Deci acolo sunt emoțiile, că ei sunt care suportă cântecul ăsta. Nici o boală nu-i mai grea, neical meu, ca dorul și dragostea, măi. Nici o boală nu-i mai grea, neical meu, ca dorul și dragostea, măi. Că am somnul tulburat, neiculiță, neică, neica nu m-a sărutat, neiculiță, neică. În lumina zorilor dau și rouă ochilor.
Până nu te-am cunoscut, neical meu, nici o boală n-am avut, mă. Bine, 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 bine. Până nu te-am cunoscut, neical meu, nici o boală n-am avut, mă. Dar acum de atâta dor, neiculiță, neică, dau și rouă ochilor, neiculiță, neică. Că te văd trecând prin sat, amărât și supărat. Bine, bine, măi, măi, măi și of, of, of. Mai era o strofă, da? Tine, pentru altă tine, dată. Mefa și Cucă, a fost acum o dedicație. Pentru voi a fost și ce frumos a fost. Acum am dat eu seama de la felul cum interpretă, bineînțeles că eu am mai auzit cântare așa, dar Cameluța o cântă într-un fel, o cântă aici, live, o cântă. Cucă este Costel, Costel Trifan. Deci Cucă m-a întrebat Cucă ce înseamnă Costel Trifan, dar așa zicem noi Cucă, așa îl mângâim noi că e vecinul meu și Mefa. Mefa este vecina mea, așa că vă rog frumos ca să știți cine este Cucă și Mefa. Este Mefa și Costel Trifan, vecinii mei de la Constanța. Și cu ocazia asta îmi salut toți vecinii din bloc de acolo și pe tine, Marian Petcu, te salut și pe colegii tăi de acolo de la ambulanță, că voi sunteți vecini cu mine acolo, salvați viețile omenești, așa că pe toți vă salută Gigi și bineînțeles și Cameluța de aici, de la da, Filicel. Da, îi salut și eu. Hei, Cameluța, la spectacole ceva avusești perioada asta de când noi nu ne mai văzurăm? Fusești la spectacole pe undeva, cu cineva? Da, am mai fost la spectacole. Uh-huh. Am mai fost. Cu artiști mari pe lângă tine, mai mari ca noi așa, mai înălțime. Am fost cu... la filmări, de fapt. La filmări. Uh-huh. Da? Și am fost și la spectacole. Uh-huh. Este bine, este bine. Și cel mai bine este... bună seara, bună seara. Sunteți cu noi la Filicel cu dor și dragoste de când e popular românesc. Bună seara. Bună seara, eu sunt Mefa, vecina ta. Îți mulțumesc foarte mult. Mefa. Cucă, ce face Cucă? Că se ia în urechi de mine copiii ăștia aici. Cucă, ce face? Se uită la voi, e foarte încântat și emoționat în același mie timp. Spui. Dar văzuți ce frumos cântă Cameluța pentru voi? Foarte frumos. Da, da. O să o iau într-o zi pe Cameluța pe scara noastră să ne cânte acolo. Cu drag, acolo. Cu drag. Da, când e vorba da. De cântat, să știți că nu mi-e frică. Da, da, iau-ți Mefa. Așa. Păi o așteptăm, sigur că da, o aduci la noi acasă pe doamna Cameluța. Sigur că da, să vedem dacă mai vrea să mai și plece pe urmă, dacă nu, l-aducem și pe domnul Chivu și să ne mutăm pe scara noastră acolo, în bloc acolo. Da, ne faci așa. A, sigur corect, că da, o așteptăm cu mult drag. Da, vă mulțumesc. Da. Deci a fost Mefa la telefon. Mefa, mulțumim de telefon. Mulțumim și lui Costel Trifan, alias Cucă, vecinul meu, da, așa. Și vă mulțumesc că existați ca vecini ai mei, că sunteți băieți, băieți de băieți acolo. Și voi vă iubiți mult, să vă iubiți mult și întotdeauna aici la Filicel vi se va cânta Nicio boală nu-i mai grea, ca dorul și dragostea, da. Măi, măi, măi și of, of, of. Mulțumim, deci a început concursul, nu să da. Înțeleg. Doamna sigur, este prima da, care deja acum a punctat, a intrat pe locul 1, merge în cursă cu ea până la cap de linie. Vedeți cu cine premiază Cucă și cu Mefa acum să vedem. Bine, mulțumesc. Bine. Și succes în continuare cu emisiunea. Sănătate, Mefa, mulțumim. Pa, pa. Mulțumim, să rămână, pa, pa. Hei, sigur că da. A fost, au fost protagoniștii noștri de la cap de linie, de acolo la cap de fir, Mefa și Cucă, alias Costel Trifan, pentru dedicația lor. Mulțumim lui Cameluța pentru că a fost în parametri maxim și a câștigat cel mai concurs până acum, ei pe primul loc, pentru că în fiecare emisiune se cântă, se încearcă să se cânte, așa schițăm, dar numai că știți dumneavoastră, stimați telespectatori și privitori și iubitori de frumos și cântec popular, că în televiziune timpul este dușmanul nostru și noi mergem mai departe și mai departe. Când mergem noi mai departe și cum mergem noi mai departe, măi, Cameluța, ai uitat? Cu publicitate. Cu publicitate, Cameluța, sigur, da. Publicitate la LTV, măi, măi, măi și of, of, of. Publicitate. Salutăm și salutăm toți tătarii și toți turcii și le dedicăm cu mare drag toată această jumătate de emisiune cu cântece tătărești. Cameluța, da.
Fii atentă, Kinali Parmak. Kinali Parmak. Și Kashlik. Și Jashlik. Jashlik. Da. Bun. Două cântece, cântece, cântecele. Zim ceva despre ele. Primul cântec este tot așa, un obicei, un cântec care se cântă la, la nuntă, uh-huh. Adică în el se vorbește despre un obicei de nuntă, când da. Miresei se pune câna pe degete, uh-huh. Așa, deci cânaua știți ce este, da? O vopseaua noastră care se naturală, da. Care de culoare roșcat, uh-huh. Așa. Iar cea de-a doua piesă este Jashlık, este tinerețea, mie îmi place foarte tare. Și mie îmi place așa? Tinerețea într-un fel, într-un fel, și vreau să rămân cu tinerețea așa cum sunt la ora actuală, așa aș vrea să rămân mereu. Da, și chiar mă simt tânără, să știți. Mi se pare corect. Nu știu cum. Adică ne simțim tineri, Cameluța. Da, așa da, este, corect, dacă așa avem e. Spiritul tânăr, ne simțim tineri. Corect. Deci, stimați telespectatori, ne cântă nouă Cameluța, două cântece. Cum se cheamă, ai zis doată tu? Kınalı Parmak. Degete cu câna, da? Așa se traduce, și Jashlık. Deci, Chemiran Chivu, alias Cameluța, pentru dumneavoastră, special pentru dumneavoastră, domnul Izet și pentru domnul Ableț, special. Kınalı parmak cızı tırnak kalkın oyma Kınalı parmak cızı tırnak kalkın oyma Senin tatlı dilini bağır mı toyma Pencereme kuntimi meyvalıktan aha Pencereme kuntimi meyvalıktan aha Em sarardım em soldum uzaklıktan aha Em sarardım em soldum uzaklıktan Kınalı parmak cızı tırnak kalkın oyma Kınalı parmak cızı tırnak kalkın oyma Almak dul meramı sürüyüp sayma Almak dul meramı sürüyüp sayma Dört köşe de dört cavla dört maklanısın aha dört köşe de dört cavla dört maklanısın aha gözler oyna kul gene de halk soklanısın aha gözler oyna kul gene de halk soklanısın aha
malândă-i așa, insan în șeșegă, ce-aș lăpta bora, ce-aș lăpta în erină san, băse pergheșer, ce-aș lăptăr o mărde, în tatlă gunme, ce-aș lăpbașa bărghelăr, este și există, ci că felicitări din partea regiei înseamnă că fu virgulă mulțumim. Tare. Mulțumim. Așa că mulțumim. Stimații telespectatori, sincer, este un filicel. Bună seara. Bună seara, domnul Gigi. Bună seara. Cine e acolo? Prietenul dumneavoastră, Izet Laubec, mă numesc. Vai, ce plăcere, domnul Izet. Bună seara. Nota 10 pentru emisia noastră, domnul Gigi. Mulțumesc, Româna, mulțumesc. Văzuși, cameluța, domnul Izet, mulțumim. Mulțumesc pe această cale și doamnei Chiamiran, care ne reprezintă etnia cu mare bucurie și cinste. Vă mulțumesc mult de tot. Și ne face mare bucurie dacă ați invita-o de mai multe ori la această frumoasă emisiune. Da, domnul Izet, cu mare drag o invit. Da. Mulțumesc foarte mult și o seară plăcută vă urez. Vă mulțumim, bună seara. Sănătate multă, domnul Izet. Hei, stimații telespectatori, vă spus eu dumneavoastră, este un firicel plin de nativ, plin de dezvoltură, plin de viață și, bineînțeles, pentru toți dumneavoastră și pentru români și pentru tătari și pentru turci,
Multă, multă sănătate de aici, de la Firicel, cu Dor, și de la Chiamiran Chivu, alias cameluța noastră. Văzurăți, fu foarte sensibil să intre domnul Izet și să spună aceste cuvinte frumoase despre acest Firicel cu Dor de cântec românesc, de ce nu, de cântec tătăresc acum, pentru că plăcu. Cameluța, felicitări și de la mine. Mulțumesc, domnul Gigi. Că ție ți este meritul, că tu ești protagonista cântecului, tu intrași în casele oamenilor cu dezvoltura noastră, că sincer, oltean de meserie fiind, mă mișcaș pe mine, mă mișcai, nu știu cât mă mișc, dar mă mișcai. Dacă a plăcut, nu pot decât să mă bucur. Da, plăcut, mulțumesc. Îmi plăcut. Hei, acum te întreb eu pe tine, cântecul tătăresc, îl învățași deopotrivă cu cântecul românesc sau îl învățași pe rând așa și când, cum vrusești tu așa? Că tu ești de fel, ești foarte dependentă de tine. Tu ce vrei faci, ce nu vrei, nu faci. Cam așa ceva. Așa. Cam așa ceva, zi-te da. Zi-te frumos, zi-mie, cum învățași tu cântecul tătăresc? Îți zise mama, mamă, ia cântă tu și tătărește puțin sau îl luași tu că vrusești tu? Nu, deci eu auzeam la mama și cântece turcești, da, mai ales cântecele lui Kadriye Latifova. Uh-huh. Deci, da. Zi tu bună seara, bună seara. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Cine e acolo? Din Constanța, vă deranjăm. Da, nu ne deranja, ne face ne plăcere. Și am dori și noi românii, în egală măsură cu tătare, da, să o felicităm pe această doamnă, da, și finețea și gingășia dumneai. Și frumoasă, zice și frumoasă. Că și frumoasă și toate calitățile frumoase. Da, să știți că nu sunt întotdeauna o gingașă și o vină. Aici este emisiune, aici da, este o atmosferă de așa da, natură, încât da, ești gingaș, dar eu, sunt și eu om. Eu, oricum, și eu, sunteți om, dar sunteți o mare doamnă. Aici este vă mulțumesc, dar să știți că da, mai am și eu ieșirile mele așa. Și când... normal, da, ca tot sunt om. Mulțumesc. Și aș dori din tot sufletul pentru toți tătarii și turcii din Murfatlar, dacă se poate să transmiteți o melodie, Floare de Gutui, v-am mulțumit din suflet. Cu mare drag și întâmplător este... O avem aici? Da, da. Sigur? Sigur. Cum se cheamă aia? Aiva Cicec Acmâș. Aiva Cicec? Nu, nu cred că o avem. Eu v-am dat-o ca să o avem. Mi-ai dat-o, da, dacă da, nu... S-o am, dar nu am băgat-o eu. Dar lasă că ne cântă Live, doamnă, stimată doamnă, pentru toți tătare, da, ne cântă sigur că, da, că a noastră cameluță se descurcă, Live, e nativă și merge, sigur merge. Da. Da? Vă mulțumim de telefon și vă mulțumim că existați. Vă mulțumim, existați, doamnă. Mulțumim mult de tot. Cameluța, îmi aduc aminte că mi-o dăduși în tranșa a doua și am impresia că nu o băgai aici la noi, introdusei cu scrisul. Nu cumva intenționat nu o băgai matale acolo? Nu, nu intenționat nu o băgai, nu, nu. Ca să o cânt eu Live, așa cum îți place matale. Mai zi-mi regie o dată. Da. E, Cameluța, fii atentă. Nu, las cântăm. Acum cântăm tu Calaili. Calaila Kazan. Așa și... Și Canariam? Și Canariam. Halaila Kazan este un cântec crimean, da, așa, are ceva influențe parcă rusești, da, să zic eu, da, așa, iar Canariam este un cântec din folclorul turcesc. Sunt un cântec turcesc și unul tătăresc. Unul tătăresc și unul turcesc. Stimați telespectatori, da, pentru dumneavoastră, pentru toți tătarii și turcii din Murfatlar, din România, din lume, de unde sunteți și ne priviți, Chiamiran Chivu, alias Cameluța, pentru dumneavoastră și pentru domnul Izet, la Valul Traian, acolo este și există. Halaila Kazan şunde kas balas, Halaila Kazan şunde kas balas. Kızını baştan çıkarğan o zanas, kızını baştan çıkarğan o zanas, kızını baştan çıkarğan o zanas, kızını baştan çıkarğan o zanas. Men bir saray yaptırdım şevre sırma. Мен бір сарай аптырдым шеуре сысырма. Анауға-науға қозаты бойнымны ұрма. Анауға-науға қозаты бойнымны ұрма. Анауға-науға қозаты бойнымны ұрма.
noga, noga, cozată, boină la urma. Amăr dolma iaptăr dăm, așa sândep, amăr dolma iaptăr dăm, așa sândep, steghen-n-aldăr dăm, așa sândep, steghen-n-aldăr dăm, așa sândep, steghen-n-aldăr dăm, așa sândep, steghen-n-aldăr dăm, așa sândep. Calaila fazană și-nde cas, petămăs, calaila fazană și-nde cas, petămăs, oi n-a cu luptuia s-a mat, adetămăs, 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 oi n-a cu luptuia s-a mat, adetămăs. Venim tatlă Canaria, însă n-avem nici doi anama. Venim tatlă Canaria, însă n-avem nici doi anama. Să veim geamă d-arsenii, venim ghiuzel Canaria. Să veim geamă d-arsenii, venim tatlă Canaria, însă n-avem nici doi anama. Și la râmă vechea mă, venim ghiuzel Canaria. Bacă și la râmă vechea mă, venim tatlă Canaria. Ai bülbülüm, bülbülüm, sensine benim bir gülüm. Ay bülbülüm, bülbülüm, sensine benim bir gülüm. Açılsın koklayalım, benim güzel kanaryam. Açılsın koklayalım, benim tatlı kanaryam. Sana hiç doyamam, yar seveyim seni canıdan. Bakışlarını bekleyemem, benim tatlı Kanarya. Bakışlarını bekleyemem, benim güzel Kanarya. Giderim suya, elmayı soya soya. Suya giderim suya, elmayı soya soya. Gel yanıma güzelim, seveyim doya doya. Gel yanıma güzelim, seveyim doya doya. Sana hiç doyamam, yar seveyim seni canadan. Bakışlarını bekleyemem, benim güzel kanaryam. Bakışlarını bekleyemem, benim tatlı kanaryam. Geliyor yar geliyor, kanaryam geliyor. Geliyor yar geliyor, kanaryam geliyor. Baygın baygın bakıyor, yüreğimi yakıyor. Baygın baygın bakıyor, yüreğimi yakıyor. Sana
Benim güzel kanaryam, bakışlarını bekleman. Benim güzel kanaryam, bakışlarını bekleman. Benim güzel kanaryam, bakışlarını bekleman. Benim tatlı kanaryam. Ce să vă mai zic, stimați telespectatori, mă lăsă fără vorbe, fără cuvinte, frumos cântecul, frumos izul ăsta turcesc, tătăresc, frumoasă invitata, ce să mai zicem? Încă o dată, mă, felicitări, felicitări. Prea mă lăudați, prea exagerate. Nu te laud, nu te laud. Nu te laud, cameluța este într-adevăr, o... îmi place să fiu lăudată, dar parcă este prea tare este așa. Este o realitate. E bine, telespectatorii mulțumesc. Noștri mulțumesc. Ne va confirma, pentru că le plăcură într-un fel. Pentru mă că bucur, dacă le place, și... mă bucur. Da, 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 da. Cameluța, da. Cum e cu floarea aia de gutui, mă? Frunză de gutui, cum zise doamna de la Valo, de la Murfatlar? Nu, floarea de gutui. Floarea deci, de gutui. Aivacicek acmâș. De fapt, se traduce am florit gutuiul sau am florit floarea de gutui. Dar vă dați seama că nu sună am florit floarea stimată, de gutui. Stimată și doamnă atunci... de la Murfatlar, stimații tătari și turci de aici, din Dobrogea, de unde ne priviți, ne cântă live, adică live, ne cântă cameluța floare de gutui. Sigur că da. Ia mă, cameluța, cum e cântarea asta? Puțin așa, cât vrei tu și cât îți convine ție. Ai vacice cacmâș, ia-ți mă ghelegec, ghionul busev dadan, va-ți mă ghecegec. Ghionul busev dadan, va-ți mă ghecegec. Bana iaptă clarân, azi mă ghelegec, iandăm Allah, iandăm, iandărâm a beni. De dinui cu lardan, caldărâm a beni. Se viorum direc, candărâm a beni. Frumos, 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 frumos. Felicitări. Mulțumesc. Cameluța, mi se pare că eu m-am înscris și data trecută la școală la tine să învăț și eu tătărește, să mă înveți. Da, da, doar v-ați înscris. Dar n-am venit la școală. N-ați frecventat. N-am venit la școală. La distanță, da. La distanță. Ia să te întreb pe tine acum o întrebare, întrebare la mine și răspuns la tine. Obligat răspunsul sau numai dacă vreau? Dar nici nu mă gândesc. Dar chiar, să nu fie o întrebare chiar, prea indiscretă. Nu prea anticipat tu, că tu anticipezi că am ce vreau să întreb și întreb pentru dacă că vreau să răspund, întreb. Dacă nu vreau, nu răspund. V-am spus că eu fac ce vreau. Și mie, domnul Ștefan, da. Știe tătărește? L-ai învățat? Nu. Nu știu, nu știe prea multe cuvinte, înțelege, dar nu așa, adică nu prea bine, așa cum cred eu că ar fi trebuit să știe după 25 de ani de căsătorie, deci ar fi trebuit să știe foarte bine după mine, dar probabil că nu i-a plăcut... prea mult mă, limba important noastră. Că i-a plăcut de tine și cu asta. Da, asta da, este da, important, da. Că i-a plăcut și probabil încă îi mai place. Stimați telespectatori, stimate domnule Ștefan Chivu, dacă mă tare nu învățaș, eu nici atât nu mai am curajul, eu îmi retrag în scrierea pentru că nu cred că reușesc rupe să... Rupe așa câteva cuvinte, nu pot să spun că... Păi rupe, dar să cânte să ca tine, să vorbească, să miște cânte... în timp și spațiu. Nu, deci nu vorbește așa cum cred eu că ar fi trebuit înțelesei, să vorbească după 25 înțelesei. De ani de conviețuire da. Cu o tătăroaică. Ia zi-mi tu mie, cameluța, pentru viitor ceva proiecte acolo la Lădița de Zestre, este acolo scoți mai scuturi de praf, mai condezi? N-aș vrea să spun minți. Dinainte, că da, știți ce? Da. Eu sunt puțin așa mai delăsătoare, așa. Știu, eu îmi fac autocritica, știți? Îmi place să mă critic ca să nu mă critice alții. Am înțeles. Mai bine spun eu dar cum sunt timpul, decât să... Dar cu timpul, cu siguranță, dar cu timpul vreau să mă corectez, să nu mai fiu așa delăsătoare. Mm-hmm, și mm-hmm. Nu mai vreau să spun despre... să
vorbesc despre ele, vreau să vin cu ele atunci când sunt gata. Am înțeles, și dar vii la Firicel cu ele prima dată, nu se poate în altă parte. Sigur că da, sigur că da, măcar cu o piesă în premieră și tot, dacă nu cu un album. Nu cu o piesă, cu 5, 6, 10, un album întreg. 5, 6, da. Păi vreau să mai merg și la alte emisiuni așa, cu câte ceva în premieră. Mie îmi place așa să fiu... Știu. Adică să fie o egalitate așa, să fiu cu toată lumea cât de cât. Am observat, deși am luat pulsul, că am văzut că te implici și te miști acolo și mă bucur că te ocupi, pentru că ești tu, este imaginea ta și mi se pare corect să fie așa. Eu și fac asta din pasiune, din dragoste, din primul înțeles, rând. Știu și asta. Și corect. După aceea, dacă este și ceva material, dacă asta e meseria, e cu atât mai bine, da, normal. Da, dacă da. Altceva nu prea știm să facem, facem ce știm. Cameluța, eu te rog frumos pe tine să mă ajuți pe mine tu puțin, eu te întreb și tu îmi spui, Evelin este nume de băiat și Evelina de fată sau Evelin e un nume comun și după tine așa? Ajută-mă puțin că vreau eu să mă exprim în cuvintele mele pe urmă. Adică vreți să știți dacă Evelin este un nume tătăresc? Și de fată și de băiat. Tătăresc, curcesc, nu, sau nu, turcesc, nu, de, nu știu, de român, spre că sunt român, Evelin, care îi cheamă Evelin, sau cum, ce nume este ăsta? Eu, Evelin, am văzut într-un film numele ăsta, într-un film îl văzusem, dacă pot înseamnă să... Înseamnă că telespectat... Într-un film nemțesc, german, înțeles era filmul, familia... Stimate telespectatoare de acolo din Grecia, știu că matare te uiți la mine, știu că matare ești Evelin, știu că matare vei fi mireasă, măi și of, așa că nu te cheamă Evelin, nu știu, mă încurca și acum, cred că acum încep, dacă ajung acasă, mă iau foarte tendențios din matare până spui cum te cheamă. Da? Așa că uite că eu și Cameluța duserăm la așa, descifrarăm o problemă de interior așa, a lui Evelin, care este Evelin, acolo după mine este o fată acolo în Grecia, care va fi mireasă și în această seară eu voi cânta pentru dumneavoastră și pentru tine când Cameluța, că și tu vei fi soacră mică și așa că te să rog da, frumos Dumnezeu. Sigur, îmi doresc așa să fiu soacră mică. Și să știi că, virgulă, când vrea fata nunta e gata, așa și la da, tine. Da, normal, așa. Ea nu se gândește deocamdată știu la măritat. Știu că nu se gândește, dar sigur. Se gândește pentru că într-o zi o să fie. Și, stimați telespectatori, voi cânta eu pentru dumneavoastră și pentru toate miresele, inclusiv pentru tine, Evelina, acolo în Grecia, miresică, miresia și... Soacră mare, soacră mare, deși Cameluța e soacră mică, dar este și ea în cântecul meu, așa că pentru toți dumneavoastră de la capătul firului de acolo, care sunteți socrii mari, mici și mirese și miresici, cântă Gheorghe Luca pentru dumneavoastră. Miresică, miresea, uită-te în urma ta, mă. Să vezi cine plânge-n sat, că tu, fată, ai plecat, mă. Plângă-i tăi părinți, că tu te măriți, pleci la altă casă, inima le-arsă. Plângă-i tăi părinți, că tu te măriți, pleci la altă casă, inima le-arsă. Miresică, fată mândră, mai stai pe prispă și-ntindă. Uită-te spre răsărit, vezi ce băiat ți-a venit, mă. Să te ia mireasă, că ești aleasă, ești mireasa lui, raza soarelui. Să te ia mireasă, că ești aleasă, ești mireasa lui, raza soarelui. Thank you.
plâng toate fetele-n sati, că dintre ele ai plecat, mă. Și flecăi plâng, fetiță, că nu mai ești la portiță. Veni un băiat să te ia din sat, mergi la casa ta, că așa ți-e soare ta. Veni un băiat să te ia din sat, mirea să fii mândră, că plecași cu nuntă. Soacră mare, soacră mare, ai o noră ca o floare, ai o noră ca o floare și-un băiat rază de soare. Soacră mică, soacră mică, ai o fată frumușică, ai o fată frumușică, dar și-un mândru ginerică. N-aș zi bucuroșiei că au doi miri frumușei, frumușei și drăgălași, sănătate la nuntaș. N-aș zi bucuroșiei că au doi miri frumușei, frumușei și drăgălași, sănătate la nuntaș. Riduri, 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 ra, riduri, 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 tare mândră-i mireasa. Riduri, 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 ra, riduri, 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 dar frumoasă-i și nașa. Socru mare-i bucuros, care un băiat frumos, la nunta a venit tot satul, că și-a însurat băiatul. Socru mic la fel și el, sare-n horă, splinde-n el, că a dat o fată frumoasă, la ginerii sun casă. Lăutarii cântă, cântă, că tot satul e la nuntă, s-au prins toți în hora mare, că mireasa-i ca o floare, ginerica-i ca un brad, mândru frumușel și înalt, nașii socrichiuiesc, nunta și se-nveselesc. Riduri, 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 ra, riduri, 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 tare mândră-i mireasa. Riduri, 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 ra, riduri, 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 dar frumoasă-i și nașa. Felicitări! Da, mulțumesc, Cameluța, sigur că da, și nașa și mireasa și că vrea fata nunta, e gata, măi, 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 și of, 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 așa că, stimați telespectatori. Vreau să vă smulg o promisiune de pe acum, că când s-o mărita fiica mea, veniți să-mi faceți și mie, vai, un program, și da? Și eu cânt atunci, oricând miresică, miresea, oricând, ia-ți mireasă ziua bună, de la tată, de la mumă, de la frați, de la surori, de la grădina cu flori. Bine, bine, foarte bine. Cântarăm când o fi Cameluța, soacră mică, vă dați seama, nu-i mai ardi de cântat atunci că plânge, plânge și zice... Zice fisa, hai mamă, nu mai plânge, ce ai de plângi? Până acum mă bătuși la cap să mă măriți și acum plângi? Nu vreau să plâng. De ce să plâng? Dacă se mărită cu cine îi place și da, se iubesc, da. De ce? Eu mă bucur, nu, la nuntă nu se plânge. Eu așa da, zic. Da, nu, Cameluța, acum eu vorbesc că la câte nunți am fost și să știi că eu sunt sensibil, foarte sensibil sunt la chestiile astea și mai ales când se face legătoarea. Este emoționant, într-adevăr. Emoționant, da, și da, da. Nu știu, dar... Mie nu prea îmi place să plâng în public, să știți. Nu știu, nici mai eu, mult pe mai, ascuns. Ne, știu, pe ascuns, pe ascuns, dar... Nu este, să par vitează, este nu știu dacă este sunt. Sentimentul care... Da, așa care este. Ne trădează și așa nu ne este. Lasă, sigur că da. Ia zi-mi tu mie, tu cu Plaiurile Dobrogei sau cum se mai cheamă ansamblul ăsta, mai mergi cu ei, mai colaborezi cu ei?
Da, din câte știu eu, nu mai există? Știu că nu mai există. Eu așa știu. Nu există în lumea asta, frate ca al meu, măi, ofof. Eu da. Așa știu că s-a desființat, nu știu, așa știu eu. Poate că sunt dezinformată, nu, știi, poate nu sunt bine, bine informată. Tu știi bine, știi bine, dar știu că eu când te cunoscui pe tine, când te cunoscui eu pe tine, te cunoscui pe tine, pe acolo te cunoscui. Înțelesești? Am înțeles. Ți-a adus tu aminte, da. Cred. Da. Bună seara, da. Bună seara. Bună seara, Dana Chican la telefon. Să rămână asta. Face o emisiune extraordinară. Să rămână doamna Dana Chican. Doamne, acum aveți o invitată ce m-a dat pe spate. Știți ceva, vă dădu pe dumneavoastră, dar întrebați-mă pe mine cam în ce halat sunt eu aici, pentru că vă spuse, dar în primul rând eu când m-am apucat de emisiunea asta, de brandul ăsta, de Firicel cu Dor, mi-am dat seama că mă așteaptă o problemă grea, că trebuie să stau bine cu inima, trebuie să fiu stăpân pe mine, să ies viu din platou, așa că și cu Cameluța în seara asta fusei un dialog cu ea, dar nimeni nu știe cât trepidez eu pe scăunelul ăsta aici, așa că aveți dreptate. Să, dar și să și merită, doamna Dana. Merită, de toți invitați, în special și Olten, dar acum eu am mai văzut-o și la alte emisiuni, dar acum a cântat niște cântece, m-a dat pe zlandist. Îmi place foarte mult. Mă bucur că vă place. Îmi place așa. Să fiu plăcută, de ce să nu recunosc? Deci, hai să spun ceva. Felicitări, doamna Camil. Mulțumesc, doamna Dana Chican. Că pe fica mea o cheamă tot Camelia, dar când ziceați Cameluța, Cameluța, da, pe mine mă cheamă Miran, dar mie mi se spune Camil. Și eu zic singur Cameluța, eu zic Cameluța singur, zic, da. Vă mulțumesc mult. Noi te felicitări pentru emisiune, că e extraordinar. Sărut mâna, mulțumim. Mulțumim, sărut mâna. Mulțumim, sărut mâna. Cameluța, vreau să spun că spre rușinea mea, doamna Dana Chican se uită la mine, la Firicel, de când a luat ființă Firicelul, de când s-a născut televiziunea, că brandul meu de Firicel este odată cu televiziunea. Înțelegi? Așa, și mai uit să zic de doamna Dana Chican că se uită la mine și dar de-abia m-am adus aminte și atunci m-am adus aminte, nu știu, m-am adus când a făcut 50 de ani de căsnicie, atunci am zis la mulți ani și eu, i-am zis și eu și încă o dată vă mai spun încă o dată sănătate, doamna Dana Chican, și vă mulțumesc că existați că vă uitați la Firicelul cu Dor de cântec românesc de la Litoral TV, aici unde soarele sărută marea, adică aici la Năvodari. Da, Cameluța, lumea ne privește, lumea ne iubește, lumea vine cu impresiile și bineînțeles că știi că cel mai tare și cel mai mare judecător al nostru, al artistului, este publicul. Publicul, așa sigur este. Că da. El ne ridică, dar el ne și coboară la una, adică dacă nu știm să-l respectăm. Cameluța, mai zi-mi și tu mie, zi tu alo. Alo? Alo, bună seara, domnul Gigi Luca. Bună seara. Bună seara, toată stima și respectul și invitatei dumneavoastră. Îți place invitata mea, mulțumesc, stimate domn? Bună seara. Da, domnul Gigi Luca. Da, da, mă bucur. Da, băiatul Ștefan de la parcare vedea. Da, fănică, ești fănică fără frică de la Tichergiol, de acolo, de la Băie de Nămol, unde mă întâlnesc eu cu Măruță și. Da. E tinsul soțului meu. Multă sănătate. Da. Mulțumesc. Și aș vrea și o melodie pentru familie și pentru domnul primar Stan Adrian. Da, pentru domnul primar Stan Adrian și vreau și eu, măi, fănică, pentru că intrași tu acum, să transmiți pentru domnul Neacșu, pentru Jean, da. Acolo, care este contabil, acolo la primărie, și mi-a fost și șeful meu contabil și pe această cale să-mi salut toți prietenii mei deodată, care au fost și șefii mei, pe domnul Nicolae Dendiu și pe toți care am fost acolo la acel oraș de carton, la Gigea, la acea tabără, când era în funcțiune și. Mulțumesc. Mulțumesc, fănică, și toată stima și respectul și vă așteptăm. Multă sănătate, trebuie să vin urgent și necondiționat. Da. Bine, sănătate, fănică. Fănică este la Tichergiol acolo, unde o să mă duc eu acolo să mă dau cu nămul așa într-un fel. Apropo, să vorbesc cu domnul Chivu, veniți și voi acolo, că e bine. O să-l trimit, lui îi place, dar eu plaja nu prea fac. E bine. Zi-mi tu mie, Reihan ăsta, ce este ăsta, Cameluța? Este un cântec. Din folclorul popoarelor turcice se cântă în mai multe țări turcice. Eu din ce am citit așa pe net, așa. Deci tu, să înțeleg că asupra cântărilor te și documentezi cu ele de unde vin și cum da, unde scrie așa câte ceva despre piesă, da.
Da. Și Reihan, Reihan este tot o cântare vie, nu? Da, da, este un cântec care se cântă prin Kazahstan, prin Tatarstan, am înțeles, așa mi-au spus persoane. Stimați telespectatori, se cântă în Kazahstan, în Tergistan, în Turcia, în România, când eu. Aia este, vroiam să vă spun, uite, se cântă și la Firicel cu dor de cântec românesc aici la Litoral TV, Reihan. Chemiran Kivu, alias Cameruța noastră. Çeksin ay göz bir tanesin ay göz dur tanesin ay göz Çeksin ay göz bir tanesin ay göz dur tanesin ay göz Çeksin ay göz bir tanesin ay göz dur tanesin ay göz Çeksin ay göz bir tanesin ay göz dur tanesin ay göz Şi mai mai Și mai mai și ce frumos și mai mai și ce frumos felicitări Cameruța Cameran Kivu. Bă, ai învățat, știi și cunoști și asta este. Nu mai am vorbe, nu mai am cuvinte, le pierdui pe toate în curs de o oră și o oră, așa că ești tu, rămâi tu și încă o dată felicitări. Mulțumesc. Și de la mine spusei, dar și de la publicul nostru privitor. Mulțumesc. Cameruța. Da? Știi că e proverbul ăla, ce-i frumos, ci că trece repede, sau nu știu cum e un proverb, ci că e frumos, trece prea repede, și așa este. Ci că e prea frumos ca să țină mult. Ci că... Sau ceva de genul. Cam așa, da, ceva da, de da. Genul sunt ăsta. Mai multe. Ei, așa e și cu emisiunea noastră. Așa e și cu emisiunea noastră. Când să fie mai frumos, atunci are un sfârșit. Și uite că... Să nu-mi spuneți că deja s-a terminat. Uite că eu vreau... Trecură, două ore trecură. Da? Da. Îți dai seama dacă aveam o oră cele de mic. N-am simțit, să știți. Nu, nu ca și nici, și nici nu, nici nu, nici nu, nici nu doare. Mi s-a părut foarte... Da. Nu știu, păi a fost lejer, a fost dezinvoltură și nativ aici. Și a mers așa, de la mine până la tine. Soacră mică, când te pregătești să fii?
Asta nu mai știu. Am un telespectator în ureche, asta este de 3 ore, când, de 3 ore este când în urechile mele. Când o fi să fie, nu știu. Și mă întreabă și mă întreabă și mă întreabă și tot mă întreabă să te întreb că nu știu ce. Felicitări că a văzut fata, ci că auzi, să știe că a văzut fata. Mama, lași telespectatorule, unde ai văzut fata lui Camilan? A, mă, da, este, auzi, Camelia, este, ce-ți, nu mai mă bag, chiar nu mă bag. Dar chestia este că te simți bine în emisiunea mea? Foarte bine, dar pot să spun că am avut emoții față de data trecută. De ce? Nu știu. Se întâmplă ceva, oare? Nu știu, pur și simplu, nu știu. Am altă stare față de data trecută. Dar fură de bine, nu? Fură de bine. Da. Au fost, până la urmă, constructive, dar au fost emoții. Zi fură constructive. Fură constructive, așa e bine să spunem. Corect, fură constructive. Da. Dar fură emoțiile tale. Dar da. Dar fură și ale mele, pentru că ți le luai și eu din coace și nu ți le lăsai toate. Și mi s-au părut prea multe telefoane, așa, prea... Au fost prea la obiect. Cu au fost la obiect. Laude, parcă, da, nu știu, lasă. Aș fi vrut să fiu și puțin criticată. Lasă vecină că e bine, n-aveai de ce să fii criticată, numai spun eu criticată, puteai să fii de doamna Boierița Siminica, că nu te îmbrăcași în costumul tătăresc la a doua parte de emisiune. Da, pentru că am zis că nu o să avem timp. Așa, fiind bine, nu-i problemă, spațiu mic. Dar spuse eu că doamna Boierița, că intra să lua de tine, zice... Chiar Miran, Chivu, nu te schimbași în costumul da, tău așa. Da, așa ar fi trebuit. Dar având în vedere că suntem în Dobrogea, cântecul popular tătăresc este în Dobrogea, este foarte bine privit și în cântecul, și în costumul popular dobrogean. Așa sperăm. Deci te-ai simțit bine? Foarte bine, foarte bine, sincer. Te rog frumos să spui tu... Cu puține emoții, dar m-am simțit... Fără emoții, n-ai cum să ai nu, emoții. Nu, au fost emoții. Nu pot să spun că n-au fost. Așa. Zi tu ceva pentru telespectatorii noștri, așa. Să le urez multă, multă sănătate și să se uite la Firicelul cu dor. Să se uite la Firicel cu dor și să ne reîntâlnim cu bine. Da. Stimați telespectatori, așa cum vorbi cu Cameluța alias Chiamiran Chivu, ce frumos trece repede, iată-ne la final de Firicel cu dor și cântec românesc. Eu vă mulțumesc că existați. Nu uitați că unde există cântec popular românesc, există frumos dragoste și ce mai viață, măi și of. Așa că nu uitați, ne vedeți săptămâna asta în luare când și cum, vă vom anunța că există acest virtual, așa dumneavoastră care priviți, deci nu uitați să priviți Litoralul TV mereu ca să ne vedeți în reluare, când nu știu, dar va fi cu siguranță, va fi reluarea, mi se pare că de două ori va fi, mi-a zis șefa mea, dar să vedem ce și când, așa că eu vă mulțumesc că existați, vă aștept duminica viitoare, mă obișnuiam cu sâmbăta, duminica viitoare de la orele 20:30 până circa și ceva la ora asta 22:30, așa, și de ce nu să vă spun la revedere, la revedere, un car mare cu mere și unul cu pere, ăla cu mere dumneavoastră, ăla cu pere rămâne tot la noi, că a noastră cameluță sigur o să vrea o sacoșă cu pere, dar eu nu-i dau decât o pară, două, trei, nu poți da, că am aici șade, da, de împărțit, așa că Gheorghe Luca Olteanu de la Malul Mării, alias Gigilică Iubirică Lux, vă spune la revedere și o noapte bună și liniștită. La revedere, măi, of.